Hexagonul Facultăților de Drept din România se va desfășura anul acesta la Chișinău, în Moldova. Evenimentul a devenit deja o tradiție și reunește reprezentanții ai celor 6 facultăți membre ale Hexagonului. Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Drept Simion Bărnuțiu a Universității Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept a Universității din Craiova și Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Anul acesta este un an inedit. Participăm pentru prima dată peste hotare. Deși se cheamă Hexagonul Facultăților de Drept, cei de la Chișinău au participat pentru prima dată la Hexagon, dar cu statutul de invitați în anul 2013 la Hexagonul Facultăților de Drept, care a fost organizat de către Facultatea de Drept din Craiova. Ei nu participă decât ca invitați, nu punctează. În schimb, anul acesta s-a convenit la nivelul Hexagonului, adică a coordonatorilor, decanilor în principiu, celor 6 mari centre universitare din țară ale facultăților de drept, s-a convenit că Hexagonul va fi anul acesta la Chișinău. De data aceasta, Chișinău va participa inclusiv la probele sportive, deci vor puncta și ei, vor fi clasați, urmând ca pentru anii viitori, mă rog, să vedem cum se vor desfășura lucrurile și dacă ne mărim sau nu numărul de participanți la Hexagon. Studenții craioveni s-au pregătit intens pentru această competiție, mai ales că în 2016 au reușit să aducă în bănie marele premiu. Experiența trăită anul trecut, constructivă atât pe plan profesional cât și personal, spun aceștia, a meritat din plin toate eforturile depuse. Să spun că noi ne bucurăm foarte mult că ne-a fost dată această șansă. Este un concurs greu care necesită o pregătire îndelungată și amănunțită. Sperăm să aducem cupa înapoi la Craiova și o să facem tot ce putem în privința asta. Am obținut în anul meu de debut, care a fost organizat chiar la noi la Craiova, am obținut locul 3, da? Să zicem că am fost oarecum timorat de debutul meu, dar după am continuat ascensiunea, am obținut locul 2 la Timișoara și la Cluj, culminând totul cu anul trecut la Iași, obținând titlul mult dorit și așteptat. M-am bucurat foarte mult pentru anul trecut. Anul trecut am participat la proba de drept civil, Hexagonul s-a ținut la Iași și am obținut locul 1. Anul acesta continuăm cu aceeași probă, tot cu drept civil, doar că s-a schimbat un pic echipa. Sper să menținem locul 1, adică asta e principalul nostru, în momentul de față este principalul scop. Și nu știu, așteptăm emoțiile de acolo, mai ales că nu se mai ține în România, se ține în Republica Moldova, o să fie un pic mai diferit. Concursul va consta în 3 probe științifice, drept civil, drept penal și drept constituțional și 4 probe sportive, șah, fotbal, streetball și tenis de masă. Manifestarea va reuni peste 100 de studenți și 10 de profesori de la cele 6 facultăți.